Dragii mei ascultători, continuăm să fim foarte atenți și ne se strigă din norul de martori. S-ar prea putea să treci printr-un moment în care să te uiți în jur și să observi foarte mulți oameni care renunță la Dumnezeu, oameni care dezertează din armata Domnului Iisus Hristos. Din norul de martori se ridică în picioare Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. Este unul dintre cei trei războinici care au ținut piept împreună cu regele David împotriva filistenilor, strânși pentru luptă. Bărbatul acesta spune: m-am uitat în jurul meu și când m-aș fi așteptat să văd că ceilalți colegi ai mei, ostași în armata regelui, rămân pe poziții, fiecare în locul strategic în care este așezat, pentru ca să fie mult mai ușor să luptăm. I-am văzut cum dau înapoi, m-am uitat și am observat cum, din cauza fricii de moarte, din cauza faptului că aveau fiecare dintre ei familiile lor și se temeau ca nu cumva soțiile lor să rămână văduve, iar copiii lor să rămână orfani. Biblia spune: când întreg poporul filistean și când armata filisteană era strânsă pentru luptă, înarmați până în dinți, cu arme de ultimă generație, pregătiți pentru luptă, stăteau de cealaltă parte să lupte împotriva poporului evreu. Și când mă așteptam ca bărbații lui Israel să rămână pe poziții, i-am văzut cum au dat înapoi pe înălțimi. Aș fi făcut și eu la fel, am simțit să reacționez și eu într-un mod asemănător. Și nu mă așteptam la cei mai tineri, la adolescenți, la copii, nu mă așteptam la băieții lui Israel să rămână pe poziții, ci mă așteptam la bărbații lui Israel care au fost devotați până atunci. Când i-am văzut cum dau înapoi, n-am renunțat la luptă. Biblia spune: el, Eleazar, fiul lui Dodo, s-a sculat, a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a strâns după Eleazar numai ca să ia prada. Din norul de martori, Eleazar, fiul lui Dodo, îți strigă foarte, foarte pregnant, puternic și zice: nu-ți pierde inima, chiar dacă numărul dezertorilor crește, chiar dacă foarte mulți oameni dezertează din armata Domnului, chiar dacă foarte mulți oameni pun armele jos, renunță la principiile Bibliei, fac compromisuri, trăiesc în păcat, în imoralitate, în gânduri, vizionează lucruri murdare, consumă alcool, tutun, narghilea, țigara electronică, trăiesc în păcate ale trupului, nu-ți pierde inima, tu rămâi tare. Ține-te cu ambele mâini, ține-te cu dinții, dacă îmi permiți expresia, de cuvântul Domnului. Nu lăsa ca viața ta să fie o viață obscură, ascunsă, necunoscut. Pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, după cum Eleazar și-a așezat mâna pe sabie și chiar dacă a obosit, nu a lăsat sabia din mână. Sabia, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Ține-te strâns legat de cuvântul Domnului, lasă cuvântul Domnului să-ți marcheze ființa, să-ți guverneze principiile, să-ți schimbe mintea, să-ți transforme caracterul și să fii un om luptător prin credință pentru numele lui Dumnezeu. Nu-ți pierde inima, nu! Crede în Dumnezeu, nu renunța la luptă atunci când dușmanii sunt foarte mult la număr și atunci când oamenii care trebuie să fie de partea ta sunt dezertori și numărul lor crește în fiecare zi. Rămâi încrezător în puterea Domnului, agață-te de cuvântul lui Dumnezeu, ține strâns cuvântul Domnului în inima ta și lasă credința să-ți crească în fiecare zi, auzind cuvântul Domnului, citindu-l, citându-l și meditând asupra Scripturii, studiind Cartea Sfântă Biblia. Nu-ți pierde inima, crede-te.